O săptămână încărcată de evenimente remarcabile, atât în cetatea medievală, cât și la Castelul de Apă. Asta anunță conducerea Direcției de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural. Vorbim aici de un concert de muzică veche românească, susținut de orchestra profesionistă Lăutarii Mehedintiului, împreună cu corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Srehaiei, dar și de inaugurarea unei expoziții inedite de fotografie. Concertul va avea loc miercuri 30 octombrie de la ora 17, iar intrarea este liberă. În aceea zi, de la ora 15, se va inaugura expoziția Fotocale, Patrimoniul uitat din fotografii, un alt proiect intitulat Impact, dar și difuzarea unui film de prezentare a Castelului de Apă vor marca orele după amiezii la Palatul Culturii Teodor Costescu. Este vorba de proiectul Impact și proiectul Fotocale, care vor avea lansarea miercuri 30 octombrie la ora 15 la Castelul de Apă și la ora 16 la sala Vigil Ogășanu, festivitatea de premiere și filmul creat în acest sens de prezentare a Castelului de Apă. Tot miercuri am pregătit un spectacol sub egida Cântecele Cetății, un spectacol de muzică veche organizat împreună cu corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei și cu sprijinul orchestrei Lăutarii Mehedințului a Palatului Culturii Teodor Costescu. Superba expoziție dedicată insulei turcești scufundate, Adakale, este rodul unui proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul s-a concretizat în amenajarea la etajul al treilea al Castelului de Apă a unei expoziții unicat în România, o poveste minunată și inedită a insulei scufundate, pusă în valoare de tehnologia viitorului cu ajutorul unor softuri performante.